Onorați membri ai prezidiului, onorați participanți, invitați, doamnelor și domnilor, în primul rând dați-mi voie să vă spun bine ați venit. Pentru mine este o mare plăcere să deschid această manifestare aici. Este prima manifestare de acest tip pe care o găzduim în această sală, de când sunt eu președinte. Îmi face o deosebită plăcere să particip la deschiderea acestui program academic realizat prin cooperarea instituțională internațională dintre Administrația Prezidențială a României, Serviciul Român de Informații, prin Academia Națională de Informații, Harvard University și National Intelligence University din Statele Unite ale Americii. Este, în opinia mea, un valoros demers de reflecție strategică. Tocmai de aceea îl voi sprijini și în anii care urmează. Programul Security in the Black Sea Region contribuie la consolidarea relației transatlantice. Securitatea regională este nu numai o problemă a statelor care aparțin strict unui anumit areal, ci o provocare pentru întreaga comunitate internațională, mai ales atunci când conflictele evoluează radical spre război, fie el intra- sau interstatal. Contextul geopolitic actual este unul complex, caracterizat de transformări globale și provocări. Într-un asemenea context, parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, apartenența la NATO și la Uniunea Europeană sunt esențiale pentru România. Ele reprezintă coordonatele fundamentale ale politicii externe și de securitate ale României. Consolidarea profilului României în NATO și în Uniunea Europeană reprezintă o prioritate, o linie de conduită specifică bunei guvernări care răspunde așteptărilor cetățenilor noștri. Într-o zonă caracterizată de coliziunea intereselor strategice și într-o perioadă marcată de modificări geopolitice rapide, România trebuie să-și consolideze credibilitatea strategică. Doamnelor și domnilor, Marea Neagră este un spațiu atât de convergență, cât și de coliziune a intereselor țărilor riverane, dar și a diversilor actori internaționali. Evoluția geopolitică și de securitate în zona Mării Negre, poziția geografică a regiunii, riscurile și amenințările la adresa stabilității în zonă sunt aspecte care atrag tot mai mult interesul comunității internaționale. La acestea se adaugă și elemente ce țin de cooperarea politică, economică și militară. Situarea regiunii la frontierele NATO și Uniunii Europene, dar și ale Orientului Mijlociu, existența unor conflicte deschise sau înghețate, criminalitatea transfrontalieră, deficitele democratice și prezența unor importante resurse energetice sporesc valoarea strategică a zonei Mării Negre. Această regiune, interfață cu Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Marea Mediterană, este un mediu de securitate complex și eterogen. Statele din regiunea extinsă a Mării Negre au încercat să găsească forme eficiente de colaborare. Mă refer la structurile de cooperare instituționalizată, cum ar fi Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră, dar și la structuri non-instituționalizate, precum procesul de cooperare sud-est european, sau la inițiative precum Euroregiunea Mării Negre
sau Sinergia Mării Negre. Totuși, nu se poate vorbi de rezultate semnificative în planul securității. Aceasta și pentru că a lipsit o viziune integrată, iar multe inițiative au rămas, din păcate, la stadiul de proiect. România își asumă în continuare ferm angajamentul de a furniza securitate în regiune, de a susține procesele de stabilizare, reformă, democratizare și integrare în zonă, de a promova o Europa sigură, liberă și prosperă, nu doar în interiorul NATO și al Uniunii Europene, ci și în vecinătatea acestora. Alături de aliații și partenerii noștri, ne oferim resursele de cunoaștere, cât și cele umane și materiale, pentru a contribui la restaurarea securității regionale bazate pe dreptul internațional și la asigurarea sustenabilității statelor din regiunea Mării Negre. Închei prin a-mi exprima o dată în plus aprecierea pentru necesitatea și utilitatea acestui program. Vă doresc mult succes!